Doamna doctor, sunteți medic primar specialist pe ceea ce înseamnă chirurgie orală și maxilofacială. O să vă rog pentru început să ne explicați exact ce presupune această specialitate. E o specialitate undeva de graniță între orele, chirurgie plastică și noi. În principiu, noi ne ocupăm de zona cavității bucale, adică oasele gurii, să zic așa, maxilar, mandibulă, limbă, tot ce este în gură. Și în plus glandele salivare, glandele submandibulare, glande parotide. De multe ori intrăm și pe gât, pentru că patologia noastră presupune și patologie tumorală și atunci este nevoie să intrăm de pe gât pentru rezolvarea părții ganglionare a patologiei tumorale. O să detaliem ceea ce tocmai ați spus dumneavoastră, dar vreau înainte să vă întreb, când v-ați dat seama că asta este specialitatea pe care doriți să o urmați? În stagiu. Am avut noroc că am făcut stagiu. Pentru Așa. Că în anul 4 de facultate am constatat că nu-mi place stomatologia, dar de niciun fel. Am zis asta, eu o fac până la capăt și după aia încă o și o meserie. Și din fericire, la sfârșitul anului 5, noi am mai prins stagiu. Am fost ultima serie în care s-a făcut stagiatură. Și am făcut stagiatură 3 luni pe chirurgie, 3 luni pe fiecare specialitate din stomatologie. Și atunci am realizat că chirurgia este a mea. Și că dacă e să fac ceva, voi face chirurgie și așa am ales chirurgia. Chiar atunci când a fost rezidențiatul, am învățat de nebună, nu cumva să mea, că erau o posturi în toată țara, decât două în București pe chirurgie. Nu cumva să mi se ia aceste posturi, n-a fost problemă. Am intrat în primii 10 la rezidenția din cauza asta, nu era problemă, n-a mai vrut nimeni, decât cred că ultimul sau penultimul a mai vrut celălalt post de chirurgie, dar am fost fericită că sigur e al meu. Din punctul meu de vedere, această specialitate este una destul de complexă și complicată deopotrivă. Vreau să vă întreb dacă la dumneavoastră ajung pacienți în stadii foarte grave sau se poate vorbi și de oarește prevenție atunci când vorbim de... Avem și una și alta. Prevenția stă foarte prost la noi, nu prea o face în general. Nimeni, în general. În partea noastră, cel puțin, am găsit foarte mulți medici de familie care nu știau că noi avem patologie tumorală și că limba poate să aibă cancer. Ceea ce este foarte ciudat. Problema, din cauza asta, nimeni nu o caută. Medicii stomatologi care ar trebui să aibă o idee mai mult. Sunt primii care ar trebui să direcționeze pacientul către dumneavoastră. Care ar trebui să vadă, dar de multe ori nici ei nu văd. Sau sperăm că mai de puține ori acum, la câte discuții am tot avut. Dar e destul de greu de diagnosticat, deși teoretic este o zonă care se vede imediat, adică asta mi se pare foarte ciudat. N-ai cum să nu vezi, dar foarte mulți pacienți vin în faze avansate. Avem și pacienți care vin în faze, nu de incipiente discutăm, că nu e vorba de incipiente, dar faza în care mai poți face ceva, deci faze operabile, faze tratabile. Ce înseamnă, doamna doctor, faza în care mai poți face ceva și ce înseamnă deja prea târziu? Faza în care mai poți face ceva este, în mod normal, în chirurgia tumorală, ca să ai siguranța că ai scos tot, trebuie să scoți cam la un centimetru distanță de limitele clinice, de ceea ce se vede. În momentul în care este prins mai mult de jumătate de limbă, mai mult de jumătate din mandibulă, pui problema cu ochiile, scoți, ce fac în loc? Că este mult prea mare defectul, plus că traumatismul pacientului este foarte mare. În plus, din experiența noastră, când a ajuns atât de mare, evoluția de obicei este proastă și pui problema vis-a-vis de calitatea vieții pacientului, ce îi ofer. Care a fost cel mai grav caz cu care v-ați confruntat în toți acești ani? Unul care v-a rămas așa întipărit în memorie? Au fost multe. A fost un caz care... A fost un caz cu o pacientă care a venit pentru o chestie pașnică. Ce înseamnă pașnică? Pașnică, adică părea un chist în os. Uh-huh. Mi s-a părut ciudat în timpul intervenției și am făcut biopsia, după care am trimis la laborator și mi-a venit rezultatul foarte repede. Am luat cu alte treburi, am uitat de pacientul respectiv și la un moment dat când mi-a venit rezultatul, am încremenit că a ieșit tumoră malignă. Am sunat pacienta, venit de urgență. Părea un chist, pe examenul radiologic vorbesc. Deci un defect, unii loculari, ei spun că unul poate să fie și, dar 99% nu e. Și nu te gândești la poate fi și. Și
S-a întors pacient, a înțeles despre ce e vorba, deja am intrat cu un tratament sandwich. Sandwich înseamnă că faci radioterapie sau chimioterapie, intervenție chirurgicală și continui cu radioterapie, chimioterapie. Vreau să spun că merge foarte bine. A supraviețuit cu alte. Sunt 4 ani de la operație, nu are recidivă, nu are nimic. E adevărat, i s-a făcut, s-a tăiat o bucată de os, dar i s-a făcut reconstrucție în timpul intervenției, cu o plăcuță, poate să mănânce, poate să... E în regulă. Nu zic că e perfect, că nu o să reușim niciodată să facem perfect, dar este mai mult decât acceptabil, calitatea vieții foarte bună, că asta ne interesează. Care sunt, doamna doctor, cele mai frecvente tumori cu care v-ați confruntat pe partea aceasta de maxilofacial? Cele mai frecvente sunt cele de limbă și planșeu. Cele mai frecvente, culmea este că sunt și foarte mult neglijate. De obicei, pacienții vin când nu mai pot să deschidă gura și nu au un acces. Când fac confuzie? Da, pentru că are un dezavantaj cancerul, nu doare decât în faze avansate. Și atunci nu se uită nimeni că e ceva acolo sau nu deranjează pe nimeni că e ceva acolo decât în momentul în care doare. Și când doare, e târziu. În general, este târziu. Bun, și atunci, ce recomandați dumneavoastră? Cer scuze, ce ar trebui să facă exact o persoană în momentul în care simte că este ceva în neregulă? Să prezinte cât mai repede. Să presupune că are un acces, cum spun mulți. Indiferent ce ar fi, să prezinte cât mai repede la un consult. Că nu se întâmplă nimic, ai spun, este sau nu este o problemă, mai mult de atât. E un simplu acces, se tratează accesul, e mai mult decât acces, se poate trata. Să depășească faza că încă mai au mult pacienții, cu dacă mă operez, o să se împrăște în tot organismul și o să moc. Încerc să explic cât pot de mult că singura șansă este operația și tratamentul adjuvant, radioterapia, chimioterapia. Când în ziua de astăzi chiar merge extraordinar de bine, adică ne-au dat niște rezultate care m-au surprins pe mine. Nu mă așteptam să văd așa ceva. I-a surprins și pe ei. M-au trimis pacientul și au zis, verifică și tu că nu vine să cred că merge atât de bine. Deci, nu zic că se întâmplă la toată lumea, că nu e cazul, dar e o șansă pe care o ai și pe care e bine să o folosești. Nu, negarea nu e o soluție, n-a fost niciodată. Dincolo de tumori, ce alte probleme mai pot interveni? Sunt supurațiile, care în prima fază sunt abcese simple, fără niciun fel de problemă, care se rezolvă imediat, dar neglijate încep să meargă spre forme din ce în ce mai grave. Chiar am avut un caz, la asta mă gândeam, la cel mai grav caz, că asta era celălalt caz. Un bătrân, nu era bătrân, că avea până în 70 de ani, 69 de ani, care a venit cu un acces imens pe jumătate din față. Deja era reactiv, era în șoc septic. Și nu a reușit să-i mai face nimic până a doua zi dimineață s-a dus. Și am zis, dar de ce ai stat atâta? Pe jumătate din față. Jumătate din față, deja plecase spre creier. Au rămas, că l-am transferat în ordine terapie intensivă și m-a întrebat doctorul de anestezie, ăsta are acces și acolo, și acolo, și acolo, și acolo. Tu mi-ai scris numai asta, cu jumătate de față. Și asta, asta înseamnă jumătatea mea de față. Că e și acolo, și acolo, și acolo, și acolo. Am dat, dar de ce ați stat atâta? Așteptam să vină pensia, că știam că la spital nu pot să vii fără bani. Nu va cere nimeni niciodată pe secția asta, nu s-a cerut niciodată de către nimeni bani. Și din momentul ăla, vreau să spun că nu ceream, n-am cerut niciodată bani, dar din momentul ăla a refuzat categoric să mai primesc bani, nu mai vreau să aud de bani, nu-mi trebuie bani. Pentru că mi s-a părut atât de aiurea că o... publicitatea iurea făcută între pacienți, între nu știu să spun, a dus de fapt la un asemenea rezultat pe care toată lumea neagă. Vă văd aproape cu lacrimi în ochi în momentul în care vă aduceți aminte de acel caz și pentru că ați atins un subiect extrem, extrem de sensibil, acesta al oamenilor care cred că nu pot merge la medic decât dacă au plicul în buzunar. Cum vedeți dumneavoastră din interior, doamna doctor, toată această situație? Deci, mie asta mi se... E o realitate sau nu e o realitate? Eu nu văd realitate. Pe secția mea nu s-a cerut niciodată și nu vorbesc de acum, nu s-a cerut niciodată, din câte știu eu, nu era o practică. Dar sunt multe secții în care am auzit că nu se cere bani, chiar sunt discuții, nu vreau... Doar că se ajung la niște chestii aiurea în care trebuie să arunci cu plicul după pacient, nu știu, mi se pare penibil și asta.
Cine este de vină în astfel de situații? Pacientul că oferă? Nu, sau pacientul medicul e speriat. Pacientul este speriat. Am avut pacient care au zis, dacă nu vrei să luați bani, înseamnă că mor. E foarte greu și pentru noi ca medic și e stresat. Dacă spun mă mulțumesc, lasă-mă în pace, înseamnă că sunt bine așa eu cum sunt. Eu la fel îmi fac treaba și cu da, cu sau fără. Fără. Credeți-mă că nu țin minte, nu țin minte numele, nu țin minte fețele oamenilor. Deci mâine, dacă mă întrebați, eu nu pot să spun dacă am primit sau nu ceva de la mine, că nu vă cunosc. Dar nu fost să înțeleagă asta și pentru psihicul lor e o chestie încetățenită, firea să fie și foarte greu de schimbat, dar nu e numai. Cred că la medici s-a mai schimbat, dar la pacient nu. La pacient nu. Și surpriza cea mai mare este că pacientul care are un anumit nivel de trai n-are, a înțeles asta sau vrea să o înțeleagă. Pacientul care este pe o pensie amărâtă, știu că m-a încercat cu o bătrânică, mi-a zis, da, vă rog frumos, pentru mine nu contează, pentru dumneavoastră chiar e o sumă asta, ce faceți? Și n-are niciun rost, e pensia dumneavoastră. Pentru ei e foarte important. Să ofere. Da. Și să... Se și cumpără sănătatea cu bani, doamna doctor? Niciodată. Și ca să mă exprim așa, de multe ori m-am gândit cam care ar fi suma care ar merita. Eu n-am găsit-o. Și nici nu cred că există. Da. Și apropo de ceea ce spuneți, cum vedeți dumneavoastră, divagăm așa un pic de la tiparul interviului, genului acesta de interviu, dar vreau să vă întreb, să profit de ocazie să vă întreb, toate aceste situații pe care mediatizate în ultima perioadă, mă refer la acea tânără care a născut pe asfalt, mă refer la acea tânără care a murit în spital pentru că a fost neglijată timp de 7 ore de către colegi medici din ajutant. Nici nu pot să, ce trebuie nu să înțeleagă înțeleg oamenii văzând așa asta ceva? Nu știu, dar poate trebuie să înțeleagă că sunt cazuri rare. Poate știți că... Și că sunt foarte mulți medici buni, empatici și care își fac da, treaba. Da, și mai e ceva, știți, e înfiorător. Și eu am reacționat foarte prost când am auzit, inclusiv de pacientă operată de hernie, dar era sarcină, inclusiv de pacientă... Pe care patru medici au văzut. Da, deci mi s-a părut șocant. Pe de altă parte, mă gândesc că poate nu e totuși prezentat, adică, nu știu, parcă mai avea o prezumție de nevinovăție. Mă gândesc că poate doctorița aia era în operație cu altceva și n-a avut timp să ajungă și a zis că poate era obosită, poate era, nu știu să vă spun. Mi se pare șocant, parcă nu vine să cred. Cum trebuie să aibă pacientul încredere în ceea ce înseamnă medic? Aici e foarte greu, nu știu cum să explic. Mie îmi spuneau cei din străinătate că ceea ce facem noi nu este în regulă, adică noi spunem... Doctorul Cutare. Nu e corect doctorul Cutare. Corect este du-te la clinica Cutare sau în spitalul Cutare și sigur va fi bine. Mm-hmm. Noi încercăm oarecum să facem asta aici pe secție, în sensul că sunt pacienți care stau la Cutare, la Cutare, la Cutare, dar dacă este un caz grav, toți ceilalți intervin și își dau cu părere. Adică nu e practic, numai pacientul. Toți medicii trebuie să fie da, la fel. Pacientul e al secției, de fapt, nu e al, nu e al medicului. Pentru că au aceeași pregătire. Și, nu, dar în momentul în care pacientul pune problema că vine în secția Cutare, unde, indiferent ce medic îl tratează, el va fi bine, atunci, într-adevăr, s-a rezolvat problema. Nu mai este, mă duc la Cutare și toată lumea se duce la acel Cutare și așteaptă pe listă de așteptare 2-3 luni, timp în care s-ar putea ca intervenția să nu se mai poată facă pentru că este târziu pentru el. Și nu s-a ales cu nimica. Secția trebuie să fie, spitalul în sine. Acolo trebuie schimbat. Nu pe persoană ca persoană. Că nu e o soluție. Așa este. Revenind la specialitatea dumneavoastră, vreau să-mi spuneți... Spre exemplu, în momentul de față, câte cazuri grave sau mai puțin grave aveți pe secție aici la Boldescu? În momentul ăsta avem două cazuri grave. Ce înseamnă? O pacientă de 81 de ani, nu știu, nu cred că voi să vă dau prea multe date, cu o supurație, deci cu un acces urât, nu e pe jumătate de față, dar se pregătește să fie spre jumătate de față. Inoperabilă? Și... Nu, este operată. Chiar am operat-o astăzi și deschis din nou și cu antibiotic cât cuprinde cu tot ce ne trebuie. Ar trebui să meargă bine, dar încă nu pot să spun că merge bine, până când nu văd că merge bine. Și mai este un alt pacient
care este venit din altă parte. El este într-o stare gravă, adică are o tumoră pe ochi, totuși cu tot altă localizare. Nu știu dacă am voie să dau prea multe informații. Cât puteți? La noi este cu o consecință a tratamentului pentru cealaltă tumoră, adică o necroză de os. Și a venit într-o stare foarte gravă. Acum este relativ în regulă, adică în regulă. În regulă în sensul că nu mai e atât de rău, că bine nu mai poate fi, dar nu e atât de rău. Există cauze care duc la apariția unor astfel de probleme pe partea aceasta? Cauze sunt pe... și n-am discutat despre partea traumatică de niciun fel, că e cea mai frecventă la noi, dar ai cu totul altceva. În maxilofacial, tratamentul oncologic, în general, are avantajele lui și ajută la foarte multe lucruri. Dar în același timp, același tratament oncologic poate să dea niște afectări ale osului din zona maxilofacială. Și afectarea aceea este destul de gravă, se tratează foarte greu, de fapt e foarte mult cu expectativă și cu îmbunătățirea situației prezente, mult cu așteptare. Sunt niște necroze osoase care se produc prin trombozele secundare tratamentului și bolii de bază și nervul efectiv, osul efectiv moare. Dacă te apuci să-l scoți, mai faci niște leziuni și, mă rog, super, cantitate și mai mare de os și atunci mergem foarte mult pe expectativă și în momentul în care organismul a reușit să elimine, să detașeze acel fragment de os, îl îndepărtăm și se rezolvă problema, dar poate să dureze și ani de zile până când se întâmplă asta. Haideți să vorbim despre ceea ce înseamnă traumatisme. În traumatisme suntem foarte bogați. De la simple fracturi de mandibulă, la fracturi de maxilar, la fracturi de arcade, la fracturi complexe care includ și partea cerebrală. Care pot apărea și complicații în astfel de cazuri sau se în general, nu sunt urgențe imediate fracturile noastre. Sunt urgențe care se pot temporiza 24-48 de ore până când se rezolvă celelalte urgențe vitale ale pacientului și apoi interveni și noi pentru traumatismele noastre. Nu sunt urgențe imediate. Ce pot să pună problemă, într-adevăr, dacă e o fractură de maxilar, de exemplu, mai cu mici fragmente multe, se pot rupe niște vase și atunci este nevoie să oprim sângerarea. Aici vorbim de cazuri cauzate de ceea ce înseamnă accidente casnice, accidente rutiere. Rutiere, agresiuni, căderi simple, că sunt multe. Cam astea. Ce nu avem noi, într-adevăr, ce nu facem aici, așa, în mare of și deocamdată nu am luminița de la capătul tunelului, e chirurgia ortognată, care e cea mai frumoasă parte a noastră, chirurgia în care la pacientul care nu închide bine gura, care are mandibula mai în față sau mai în spate, se intervine chirurgical și se rearanjează oasele între ele. E regina noastră. Ca specialitate. Este un fel, sper să nu greșesc, dacă greșesc, corectați-mă, ne ducem puțin și în sfera esteticului? Intră și în sfera esteticului, dar este și funcțional, pentru că e un deficit funcțional pentru pacientul respectiv. Și apropo de această sfera esteticului, ați avut, aveți pacienți care odată operați pe linie maxilofacială, cer și o intervenție de natură estetică? Femei, mai ales tinere? Nu. Unora chiar le-am propus, că am spus că o să iasă o cicatrice, că o să fie o cicatrice nu foarte frumoasă și dacă îi deranjează să revină la 6 luni ca să îndepărtăm acea cicatrice. Nu au mai venit, adică au considerat suficient ce. Facem o îngrijire pe oală destul de bunicica plăgii și atunci nu e nevoie, nu e defectul foarte pregnant. Vreau să vorbim acum și despre ceea ce înseamnă deficit de medici. Știm că este o situație cu care ne confruntăm la nivel de țară, la nivel de Ploiești, la nivel de spital județean. Pe specialitatea dumneavoastră, cum stați? Pe specialitatea noastră stăm bine. Stăm bine în prezent. Peste vreo câteva zeci de ani nu o să mai stăm bine. Că de ce spuneți asta? Pentru că specialitatea s-a mutat la chirurgie generală, la Facultatea de Medicină Generală și a presupus tot timpul două facultăți, două specializări. Că eu am și medicină, stomatologie și medicină generală, cu licența amândouă. În momentul ăsta pleacă din medicina generală,
cel care ia rezidențiat pe chirurgie maxilofacială trebuie să aibă și a doua facultate de stomatologie în momentul în care se înscrie la rezidențiat. În ultimii 2 ani nu l-a mai luat nimeni. Există la... Deci o să fie o problemă. Undeva, probabil că după ce nu mai fi noi, o să apară deficitul, pentru că nu se pregătește nimeni pe specialitate în momentul ăsta. Dar acum aveți o veste îmbucurătoare. Noi, da? Situația din, noi din suntem foarte și bine. Din țară. Câți noi suntem foarte bine, suntem 4 medici în momentul ăsta și 2 dintre medici sunt sub 40 de ani, deci clinica este asigurată aici. Mi-ați spus înainte să începem acest interviu că pe unul dintre acești medici chiar dumneavoastră l-ați adus. Da. Când erați singură. Când eram singură și nu se putea. Tot din cauza faptului că nu se prezenta nimeni la concurs, probabil, cum se întâmplă și pe alte specialități. Atunci, da. Ca de obicei, când se scoteau posturi și doar se scoteau posturi și se publicau și atât. Era, e adevărat, asta era și în momentul în care aveam salariile acelea de 2000 și ceva de lei, cam așa. Mai este, la momentul de față, o scuză pentru anumiți medici să nu-și facă așa cum trebuie treaba pe motiv că nu sunt bine plătiți? Ca să spunem lucrurilor pe nume. E cu duș întors. Adică... La ora asta, într-adevăr, cu ore de sală, cu tot, am peste 10.000 de lei net. Dar ratele mele sunt pe la 6.000 de lei. De fapt, nu am foarte mulți bani dacă... Și ca urmare, mai lucrez într-un loc. Ca să pot să-mi asigur un venit. Că zice, vreau și o să plec în străinătate. Și o dată bani, dar vreau să plec. Aveți timp liber, doamna doctor? Cât timp petreceți în spital? În spital, până, în general, până la ora 3, în fiecare zi, de luni până vineri. Și când este nevoie, am stat și până la 6-7. Ați fost chemată și de acasă? S-a întâmplat? Da. La casă? Ultima dată a fost într-o noapte, nici nu mai știu, într-o zi de master miercuri, cred. Și la 12:30 noapte a sunat telefonul, o sângerare masivă la un pacient. Era nevoie de ligatură de carotidă. Pe la 1:30, cred că am intrat în sală. Pe la 2:30 am intrat în sală. Deci, practic, ați fost trezită din somn să veniți, da, să intrați în sala de operații. Da. Nu pot să... Ce-ți mai, la 2:30 nu avea sens să plec acasă, că nu stau chiar în plăie, stau mai la distanță, la 30 de kilometri. Prin urmare, am rămas în spital până la 2 dimineața, că deja nu mai avea logică. Ce anume împinge un doctor, un medic care își... trăiește meseria la intensitate maximă și care chiar crede în acel jurământ al lui Hipocrate pe care îl depune, ce anume îl determină ca în momentul în care, apropo de ceea ce povestiți dumneavoastră, primește telefon să lase orice altceva și să se ducă să ajute omul respectiv care are nevoie, să salveze o viață până la urmă? Nu știu să spun, cred că e mult de mentalitate, nu-mi dau seama. Mi se pare normal să fac asta. Bombă în momentul în care s-a întâmplat, că la un moment dat s-a întâmplat 3 zile la rând să mă cheme și nu se poate. Dar altfel, mi se pare normal. Când e o chestiune de viață, da, și de adică moarte... dacă trebuie, trebuie. Asta e. Nu am gardă. Garda mea asigură secția de orele. Dacă e nevoie de mine, trebuie să vin. De multe ori veneam pentru pacienții noștri. Dacă aveau probleme pacienții noștri, bineînțeles că veneam să-i văd, că sunt ai noștri. Ce simțiți în momentul în care salvați vieții? Nici nu pot să vă descriu. Nu asta. Știți, când am un pacient oncologic, din fericire sunt mai mulți, la care au trecut 5 ani și le spui, după ultimul control CT, sunteți liberi de tumoră, sunteți din punctul liber. Meu de vedere, sunteți la fel ca orice om de pe stradă. Este un sentiment atunci. Și se uită pacientul și zice, fac niște controle foarte stricte în ăștia 5 ani, lunare, la 2 luni, și efectiv e dita mai dosară. Nu le vine să creadă. Și îmi zice, nu vă spăr asta. Pot să mai vin? Oricând puteți să mai veniți, n-am niciun fel de problemă, dar din punctul meu de vedere sunteți la fel ca orice om de pe stradă în momentul ăsta. Aia e cea mai mare satisfacție. Deci este ceva, nu știu, și după ce s-a întâmplat a doua sau a treia oară, mi-am făcut un dosar că atunci când sunt mai deprimată și nemulțumită de mine, nu uit așa cât e de gros dosarul și stai că nu e chiar așa, nu știu, îți vine să mai faci ceva, că în momentul în care totul merge prost, și nu mai vine. Că pentru ce? Dacă tot ai... Țineți legătura cu astfel de pacienți? Da, v-am spus. Nu, și ulterior. Ulterior, numai dacă... Când mai vine în vizită, dacă mai vine în vizită. Un pacient care are mai mult de 7 ani de la operație și mai trece pe la noi o dată pe an, așa, să ne vedem.
opus de ceea ce spuneți, cât de greu este să pierzi un pacient. O singură dată mi s-a întâmplat. Am avut, deci a fost pacientul acela de care acel v-am bătrân spus. Care nu-i venise pensia. Da. Și un alt pacient care nici n-am apucat să fac nimic, a avut o complicație la anestezie. Am plâns lângă soția lui 2 ore. Că după 2 zile mi-a zis soția lui, dar doamna doctor, eu nu înțeleg, că mi-au zis de la medicul legal că nu l-a stăiat. Nu asta de ce plângeați? Nu plângeam că am făcut eu ceva. Plângeam pentru că... Situația în sine. Da. V-ați vedea făcând altceva? Nu. V-ați văzut? M-am gândit v-ați vedea? Și nu. Pentru că este o meserie extrem de solicitantă. Practic sunteți cu ghilimele de rigoare mici dumnezei pentru oameni în general, pentru bolnavi și pentru familiile lor. Suntem un pic mai jos în spate. Un pic mai jos în spate, dar cu ajutor. Deci nu v-ați văzut și nu v-ați vedea nu. Având o altă profesie. Nu. Dar aia cu mici dumnezei aveți mare grijă, fiindcă e cel mai mare risc al nostru. Întotdeauna, după ce te-ai în specialitate, ai sentimentul că ești mai Dumnezeu. Și dacă nu te scutură cineva zdravă de tot, e o problemă că ești insuficiență și e greu să-ți revii. Aveți mare dreptate, dar totuși, în momentul în care intrați în sala de operație și luați bisturiul în mână, simțiți că vă ghidează cineva? Dincolo de pregătirea. Nu știu să spun asta. Știu că mă studiez să fac ce mai bine. Știu că sunt momente în care simt un gol în stomac. Acum parcă sunt mai rare. În tinerețe erau mai dese, dar sunt acele momente. Știu că de multe ori m-am gândit că am avut noroc. În ghinimele spus noroc. Adică... Dar contează și credința? Probabil că pentru psihicul nostru, sigur. E un ceva, nu ești chiar sigur, nu știu cum să zic. Așa este. Ce vă mai place, doamna doctor, în afară de ce se întâmplă aici, în spitalul acesta, să faceți? Citesc. Să citiți. Să citesc. Ce-ați citit ultima dată? Tot cărți de specialitate sau vă detașați un pic de sferă? Nu, așa am citit și de specialitate, dar alea nu se pun la citit, alea se pun la citire. Orice, am cărți pe care le-am citit de 6-7 ori. Care e cartea sufletului dumneavoastră? Un verg de singurătate. Un verg de singurătate. Nu pot să spun de ce, dar e cartea care mi se pare că se lipește cel mai bine. Nu știu. Să citiți. Ce altceva? Să călătoriți. Mi-ați dat de înțeles puțin mai da, devreme. Dar nu des. O dată pe an este suficient. Ați fost vara aceasta? Urmează în septembrie. N-am ajuns. Unde veți merge? În Grecia, în Creta, că și ea mie e pe sufletul meu. Nu știu de ce. De acolo. Am înțeles. Altceva? Altfel. Am un copil care atunci care avea nevoie de mamă. Care vrea să vă urmeze? Nu. Am zis că nu-i trebuie așa ceva. Copilul ei, când va fi ziua copilului, va fi maică-sa lângă el. Nu la spital, ca la alții. Regretați că... Sau înțeleg că regretați că n-ați fost aproape de... Am regretat de atunci, m-a durut de atunci, dar nu aveam soluție. Chiar nu aveam soluție. Dar presupun că v-a înțeles și... Da, dar a zis că nu-i trebuie meseria asta. Că ea vrea o meserie în care să aibă timp de familia ei, de viața ei și de casa ei. Și am văzut că, în general, copiii de doctor în ultima vreme cam fug de meseria asta. Ce înseamnă pacienții pentru dumneavoastră? Provocare. Un caz care trebuie rezolvat. Provocare, în primul rând. Adică e ceva de genul, nu se poate să nu-mi dau eu seama ce are, nu se poate să nu găsesc o soluție, nu se poate măcar să trimit undeva unde știu sigur că se rezolvă. Adică o provocare mai mult, nu știu ce să spun. Și o ultimă întrebare, dincolo de un bun profesionist, cât de important este pentru dumneavoastră, pentru un alt coleg medic, să dea dovadă și de empatie, de umanitate, față de pacient? De o vorbă bună spusă, se spune că vindecă, are puterea de a vindeca. Contează foarte mult relația între medic și pacient. Nu știu, mie mi se pare că fiecare medic are pacientul sau fiecare pacient are medicul lui.
mi s-a întâmplat și mie în momentul în care nu mi-a plăcut, mi-am păcat că s-a purtat oră cu mine, dar n-a rezonat cu mine, nu știu să spun ce s-a întâmplat. E foarte important asta, dar e foarte relativă. Adică pacientul are încredere în medic, îi dă mână liberă și medicul face tot ce poate el ca să justifice acea încredere sau să mulțumească pentru acea încredere. Dar trebuie să fie întotdeauna de ambele părți, adică eu pot să am bunăvoință, dar dacă el nu vrea și e reticent, să știți că merge prost. Să existe practic un echilibru, iar respectul să fie de ambele părți. Da, să fie o linie, să se ajungă la mijloc, fiecare să facă pas, nu de o singură parte, că nu merge. Într-adevăr, noi avem scuza, că mă recunosc și mie mi s-a întâmplat după ce am făcut 50 de consulturi, când a venit al 51-lea cu... Dar eu vreau aia, dar vreau aia. Sincer, l-am repezit, pentru că nu mai puteam și deja mi se părea prea mult. Și aia cu, da, de ce nu mă vezi și pe mine mai repede, dar fi s-a părut că am stat până acum. Da, dar eu stau de azi, dar eu am stat o clipă. N-a pus nicio clipă. Bine, mai e varianta cealaltă în care spune, vai, doamna doctor, mai puteți? După ce mă consultați, până vă opriți, nu? Dar după ce mă consultați, nu înainte. Aveți vreun moto în viață după care vă ghidați? Nu. Sau nu știu, vreun... Nu mi-am pus asta. Un singur lucru, probabil că asta ar fi, să nu fie rușine că mă uit în oglindă, atât. Dincolo de asta... Vă mulțumesc foarte mult. A fost o reală plăcere să stau de vorbă cu dumneavoastră și să descoper dincolo de un medic bun și un om sufletist, un om empatic. Un om căruia... Vreți sau nu vreți să recunoașteți, i-au dat lacrimile în momentul în care a povestit acel caz absolut tulburător. Asta înseamnă să ai suflet, dincolo de orice altceva. Eu cred că suflet are toată lumea, să știți. Doar am că l-ascund din cauza suferinței. Vă mulțumesc și multă, multă putere de muncă în continuare. Mulțumesc mult!